Bună, prieteni! Bine v-am găsit, prieteni! Prieteni, vreau să fac iar dobrăcii, prieteni. Și de ce, prieteni, credeți? Pentru că mi-a cerut Ion. Lui îi plac și îmi cere să-i fac de ăștia des. Dacă lui îi plac, n-am încotro. Trebuie să fac. Da, prieteni. Să vă povestesc, prieteni, că nu mă simt bine. Mi-a fost rău toată noaptea, m-a durut stomacul de nu mai pot. Ori de la căldură, ori de la... Nu știu de la ce. Ori de la mușdeiul cu... De la acea salată, nu mai... Nu-mi dau seama de ce. Dar îmi este un pic mai bine. Am luat niște pastile și asta este. O să încerc și eu să nu mai mănânc usturoi. De câte ori mănânc și eu usturoi, mor stomacul. David! Cu cine vorbești? David! Doamnele mele, să știți că v-am luat în considerație comentariile unde mi-a scris, nu mai țin minte cine mi-a scris. Când dau dobleceii pe răzătoare, să le las un pic să stea, ca să li se ducă zeama aceea, să nu mai aibă zeamă multă. Și de acum încolo așa fac. Prieteni, azi n-am mai gătit, pentru că tot ce am gătit, am făcut ieri tocăniță multă și uite că a rămas. Și din macaroane mai sunt, da. Cine să mănâncă? Maria a fost pe la cutuna de două zile, eu am plecat cum vine seara, mănâncă și el puțin, eu iar la fel. David nu e cu mâncărul mămic unde a mâncat și el pe filmare tocăniță. Uneori mai mănâncă tocăniță. Și mi-a scris o doamnă acolo că de ce nu-i fac un piure la copil, că de ce nu-i fac un orez? Păi eu nu aș face la copilul meu. Ce naiba? Păi David nu mănâncă orez, nu mănâncă. Piure nu mănâncă de când a fost mic. Când era bebeluș, mai mânca piure. Da. Dacă crezi, nici cartofii prăjiți nu mai mănâncă David. David, ce este cu carnea friptă, cu pui fript, cu... Când o prinde, mănâncă numai pizza. Da. Așa este. Dragile mele, vă mulțumesc că îmi scrieți comentarii frumoase în legătură cu copiii mei. Păi dacă nu stai cu copiii tăi, cu cine altcineva? Pentru cine trăim? Copiii mei sunt sufletul meu, aerul meu. Pentru cine să fac mâncare? Pentru cine dacă nu pentru ei? Deci ăștia nu mai sunt ei așa cum trebuie, dar altele n-am de unde să iau la ora asta și o și pe ăștia. Să vă mulțumesc.
singură, ce? De ce spui că vorbesc singură? Vino, vorbesc și tu, eu vorbesc cu prietenii mei. Am o vecină pe aici, a venit și ea pe la mine. Pe Ingrijanina. Și de unde să te știu? De pe TikTok. A, te știe lumea, dacă ești pe TikTok, crezi că te știe lumea și pe YouTube. Și pe tine te știu? Nu, dacă nu intri aici, n-are de unde să te știe lumea. Cea mai bună prietenă, sunt al lui Ion. Care Ion? Al tău! Al meu? Da. A, nu mai există prietenie. Dar cum nu mai există prietenie? Prieteni, să știți că înainte le-am spălat astea. O să vă fac bombota. O vecină vine și ea pe aici pe la mine și... E cu mărie pe afară, pe acolo. Astăzi a fost chiar foarte cald. Asta este, nu avem ce face. Vara prea cald, iarna prea frig. O să le dau pe răzător și o să le las un pic să se așează și după le storc. Așa cum am învățat de la dumneavoastră. De la niște doamne care mi-au scris aici în comentarii. Este afară, David e în casă. Ce, David? Sper că mă văd bine. Prietenii, am vrut eu să dau cu valabilă pe afară, dar n-am putut de soare. Dar o să încerc eu mâine să văd dacă o să pot să... Cred că o să termin eu, că nu, la noi nu se găsește jugrafi. Da, fate, lasă-mă în pace, ce ai cu mine? Eu vorbesc cu prietenii mei aici, eu nu... Prieteni, hai să vă povestesc. Eu de când sunt aici, eu prieteni n-am. Și uite, îmi vorbesc aici. Eu nu mă duc pe nicăieri. Uite, mai vine vecina asta pe la mine câteodată. Dar eu nu mă duc pe la ea. Eu recunosc. Păi, eu nu mă duc pe la ea. Păi, eu nu mint, eu nu pot să mint. Eu nu pot să mint, de ce să mint? Dar vecina nu vrea să se afișează. Așa. Este de ajuns astea. Ca să nu vă plictisesc, prieteni, mai revin. Așa mai bine, să vă mulțumesc.
nu mă văd bine, prietene, am venit și noi cu o lupeniță de zăbulei. Da. Hai că nu se vede bine. Prieten, mănâncă Sara lupeniță. Ia nu de Sara, stai tu cu mine, sta. Hai să vă stai lupeniță. Sara are o prietenă. Hai Maria, să fie aici pe scaun. Maria, hai da. Vino așa să și mie telefonul un pic mai sus. Mi se strică și trepiedul ăsta, nu mai e bun. Așa e bine. Așa e bine. Hai, fetele mele, hai să vedeți ce prieten are săruca. Hai, treceți aici la masă. Hai. Asta bună, să mâncăm și noi. Iarăzi, mamă, să nu-i bună. Că eu ultima nu ce-am. Gura ta viră. Am zis? E verde. A, e bună, fată. E verde. Nu mai sunt benițele cum erau. Zic că e verde, uite. Să cunoaște. Dacă îl dau eu așa. Să le iau în mijlocul la fete, știi? Wow. Cum e ea bună cum trebuie? Hai, Maria, stai aici. Hai. Hai, vină că suntem aici în față. Mai ții tu minte cum mâncam eu anul trecut? Da, spune tu. Nu. Cum trăia? Prieteni, hai să vă povestesc. Aici am și martor. Ce mâncam eu când eram gravidă cu Sara tot timpul? Spune. De ce nu spui? Dacă ți se aude doar vocea, nu te vezi. Prieteni, îmi treceau zilele așa, zile la rând, în continuu, numai cu lupeniță mâncam și brânză. Și pâine. Câteodată, pâine ca să nu leșe. Nu puteam să mănânc cu gaița asta nimic. Da. Cu gaița asta nimic. Ia vezi, Mire, e o furculiță pe acolo mică, e una musară acolo mică. Haide, da, vin și tu la lupeniță. Hai, dai la bani? Dă-i și un mare ceai. Ale, mami. Mici un bolog. Mici un bolog. Nu-mi place scaunul ăsta cu cam în scârție. Hai. Da. Hai, mami, mănâncă lubeniță. Viros, mai tăi? Ia. Vreau să țin țara. Ce faci, Sara? Am Ia. Mâncăm lubeniță. Că nu mai mâncăm. Mâncai, mulțumesc. Și tu. Prieteni, mă scuzați. Am zis că-i pun țara ceva sub tea, dar tot uit. S-o ridic mai sus. Vrea să vă povestească că Sara a picat și s-a lovit. Unde te-ai lovit? La șarot. S-a lovit la cap. Oh,
S-a pupă și gogoșele. Gogoșele? A, dubieței. Ia fac, mulea începe la lucru. Ba ia, să mă fac. Mamă, mă-i verde. Tu spari verde, vezi? Să nu fi făcut asta ieri, e rău. Nu știu. De ce nu stai jos? Nu vrea să se arate femeia. Da. Da. Ce prieteni? Că papa e ta prieteni, că? O ceartă bărbatul. Da. E gelos? Papa prieteni. Iorbuțul, cum îi spune? Aici și mie. De ce să nu mai spun ce e căutat de poliție? Ce are? Pe cine a fi ăla? Să iei că Doamne, ce să mai zic? Ce a făcut, fată? De ce a făcut așa, mizerie? Ha? Lubiniță. De ce a făcut, fată, așa? Ia uite ce a făcut și pe masă. Da, prieteni, am lăsat-o acolo pe Maria de Afib și ea o părticică din ele. Pentru că Sara n-a vrut să stea acolo în spate. Dobrici, mâncăm dobrici și lubeniță, că e caldură mare. Fata asta râde de mine. Păi așa se face zile, vorbesc cu prietenii mei aici. Da. Mamă, dar de ce nu mai există lubenițe bune? De ce nu există? Uite ce fac cu asta de tot cu ea toată jos. Gaiță. Sara, prieten, este o gaiță adevărată. Cum spunea papa Gianu, adevărat. Și ea este gaița adevărată, prieteni. Vine, parcă mi-e și frică să mănânc din ea. Eu știu. Acum mâncăm ce e bună picea, ce e coaptă și restul o aruncăm. Acum critică prieteni că am făcut așa neapam, de-am uitat la fată. Dar uite că nu mănâncă fata. Ce mănânc eu. Unde e papa noastră? De mai venit pe la noi? Matia. Acasă. De ce nu mai venit la noi? E verde toată, mamă, lubenița. Nu e niciun om. Îi dau un cap la ăla care a dus-o. E mama! E mama! Tot. Mama, fai mâncă cu ce fac. David, îți mai dau? Da, mama! Ce vrei? Ce să te duci la mama? Coco. Coco? Da. Ce Coco? De Coco mei. De ei. Coco. Pare să mănânc și eu lubinița acum, pentru că n-am mâncat nimic azi. Ce taie! Gata! Ce vine? Prieteni, eu vă pup și nu mai stau, pentru că Sara e ufie, devine agitată. Vă pup, prieteni, cam acesta a fost vlogul meu, nici nu mai pot să vorbesc, cum mă face fata asta să râd în continuu. Râde de mine. Cam acesta a fost vlogul meu pe ziua de astăzi. Revin mâine. Pa, pa! Dar cu care stai să-și iau cuvința? Eu